Accident în portul Constanța. O șalupă s-a scufundat în această dimineață după ce cu câteva ore înainte a fost lovită în plin de o navă turcească. Se pare că de vină a fost vizibilitatea redusă. Flaviana Marcu are detalii. Flaviana, au existat victime? Din fericire nu au fost victime, dar pagubele materiale au fost substanțiale. Accidentul s-a produs aseară în jurul orei 1, când ceața a redus considerabil vizibilitatea în port, dar manevrele de intrare în port nu fuseseră încă suspendate. Capitanul spune că atunci când a vrut să intre în rada portului, nu a mai putut controla nava, iar aceasta a lovit în plin șalupa care era acostată. Momentan nu există risc de poluare, dar pentru că la suprafața apei au apărut deja pete de combustibil, Capitania Portului Constanța a decis să folosească material absorbant, dar și baraje de poluante, pentru a putea ține astfel sub control eventualele probleme. Mulțumesc pentru informații, Flaviana. Doi